Salut, mămică! Salut! Salutare la toți! Eu de la sală. Repijor, am fost la market. Alex m-a rugat foarte mult, tăticul ieri străga. Vreau pateuri, am foarte mult timp. Vrea pateuri cu brânzică, cu cartofi și cu crebușcă. Și... dar eu vreau o tartă de căpșuni, așa cum e sezonul la căpșuni. Am mai strâns la bunica vreo două. Și am cumpărat de la market, de-a noastră moldovenești, mai frumușele să ornamentez tarta. Și dar Lorena cred că să-i fac, dar dacă fac pateuri, Lorena nu mai mănânc macaron cu cărniță, așa? Că am scos și cărniță. Cred că nu, e la noi... Și ieri, ții minte, am călcat toată ziua și mi-am pus ventilator și uite, m-a tras cu el. M-am trezit dimineața la vreo 5. Cred că de la asta, da. Foarte mare, mi-a părut că vreo măsat din minte, dar eu nu am măsat din minte, mi-a spus medicul. Și zic, de unde? Nu, dar la măsat din minte nu doare așa tare, da? Când ies. Așa. Și a început e ca așa tot maxilarul. Și mi-am adus curent. Aminte că, ții minte, am pus ventilator, dar ventilatorul doar nu dă rece. Nu dă rece, dar curentul ăsta, știi? Și eram udă ieri de la... Am călcat 5 ori. Ieri Sergiu mi-a făcut nouă mâncare, am mâncat tăticul. N-am arătat că eram, eram toți uz. Și așa suntem uz. S-o cumpărat și condiționer? Da, e cald, e cald. Da, noi am rezistat, dar așa cum la noi nu avem împrejuri așa umbră, chiar și casa, chiar noi avem de asta așa... Da, s-a fost vreun nuc ceva deasupra, da, mare. Chiar în fața căsii n-avea să vină soarele direct. Da, da. Așa că în birou și la noi în dormitor e... Vine deodată de dimineață cum răsare soarele până seara și vine căldura toată. Și am zis să încercăm, Sergiu a cumpărat un condiționer portativ sau cum se numește ăsta? Portabil sau da, mobil. Da, portabil, să-l mișcăm. Încercăm cu el vara asta și vedem pe viitor, cred că o să luăm două condiționere tot și mă gândesc că la noi tot și cald. Da. Eu nu știu cum ai dormit, eu dorm cu Ariana și nimic foarte caldă. Asta split, a spunem, da. Cred că... În birou unul și la noi nu dai și ok, și le deschidem. Da, și ele să sufle în salon amândouă, că acolo e problema, aici nu e așa cald. Da. Da. Și la copii, dacă vine de acolo, se mai răcorește. Și repijor pun că ce ați mâncat voi dimineața? Nici mâncarea nu merge ca tar. Noi ieri am mâncat dimineața micul dejun și pe urmă la 5 am mâncat. Sergiu ne-a făcut cartofi prăjiți cu ou de casă. Și salățică. Un bol așa de salată. Da, s-au mâncat tot. Eram flămânți la 5. Când se răcorește o leac afară, așa în vlău, mi-e foame la toți. Da, dar și căldura asta nu prea merge. Da, e ca să fac tarta cu jeleu. Știu că vă place jeleu. E căpșuni în jele, așa, și cu cremă de... Ok, fiat. Da. Okay? Așteptăm, da. Voi și pășeți, copiii se joacă. Copiii se joacă. Da, tătic, și faci se relaxează? Nu, tăticul lucrează tot. Da, lucrează? Da. Căldura asta? E ca așa un condiționer am luat. L-am pus pe măsuță pentru că el are și condensatul, adică că să iasă trebuie să fie în jos, că nu are pompă, că să-l ridice în sus. Și adică dacă îl pun la podea, el nu ridică în sus, că spun, că se treacă prăgușor cel acolo, vedeți? L-am scos afară, să iasă afară condensatul. Aerul cald de la compresor și toate astea l-am pus așa puțin... afară să iasă. Asta e temporar. Am pus să vedem care e diferența. Îl mai las așa câteva zile și cred că țava asta, pentru că am acolo două aerisări sus, țava asta a scumpăr una mai lungă de 3 metri și să-l trag acolo în sus, că se iasă pe acolo afară. Dar așa suflă foarte rece. Lucrează bine. Așa. L-am luat la mâna a doua, nu-i nou, și suflu foarte bine și deja vedem diferența. Pentru că, așa cum am mai spus, nu-i foarte, foarte cald la noi, dar nu așa, puțin îmi trebuie aici, în birou, în salon și acolo. Adică puțin, puțin să răcorească. Și asta face el. Dar cred că pe viitor asta luăm, spunem, acolo un condiționer de asta split și în camera aceea unul, ca să sufle ambele în salon. Asta pentru că în salon nu vreau spun că afară să nu fie pe fațadă, da? Adică, dar să fie în partea laterală a casei, să nu se vadă cutiile cele mari. E rar așa călduri mari de 32-35 de grade cum sunt zilele astea, o să fie, așa că
dacă e până la 28 de grade afară, în casă e confortabil. Dar deja mai sus, 30, 32, 35, asta e... Deja se încălzește și în casă. Dacă avem 26, 27 de grade în casă, asta e cald. Acum condiționerul este micuț, adică în toată casa sunt 23 undeva. E confortabil. Brânzica e gata. Cartofii cu cremvușca e gata, de foarte mult timp n-am făcut cu cartofi și aici aluatul mai trebuie puțin. Așa cum mai am timp, trebuie să mai puțin să mai ridici aluatul, am să încep să fac tarta mea de căpșuni. Am nevoie de făină, sare puțină, praf de copt puțin, tot la ochi, de sare și praf de copt, cât puțin. Praf de copt, așa, puțin. Punem zahăr, pudră. Așa, mestecăm tot. Am să iau cu o linguriță. Și am să mestec tot frumos. Iată așa, mestec tot frumușel. Aici voi pune untul topit, topit la temperatura camerei. El e foarte moale. Și un ou și o să amestec foarte bine. Am frământat bine aluatul, foarte bine. Cine are mixer de cela pentru frământat, adică pentru aluat, este foarte bun. Merge la frigider, o oră putem să-l lăsăm pe noapte, o să văd, cred că trebuie să-l finisez azi, copiii vor tartă. Așa că îl punem la frigider și mergem să facem patieurile, că deja aluatul, uite, s-a ridicat foarte bine. Eu îmi iau gustărica mea, am venit de la sport, dimineața am mâncat o banană, că acum, cum este căldură foarte mare, nu prea vreau să mănânc, dar lichid, cât mai mult lichid, apă. Aici avem cu cartofi și cu cremvușc și aici avem cu brânzică. Sergiu deja a mâncat. Alexiunea, papă, da, mă, micuță? Da. Te-aș tare vrut? Da. Bravo, poftă mare. Așa cum este cald și mă doare puțin și partea asta, o să mă duc să mă odihnesc puțin, că e foarte cald. 4 de o căldură, oara 4 de căldură, așa cum aluatul meu poate stă în frigider, mai încolo finisăm noi tarta. Să mai răcorească puțin, da? Iată și tarta mea este gata, dispun în cuptor, cam am boțut-o eu cum am putut. Nu prea, așa e de calc, slipește tot și n-am nici tavă specială pentru tarta. Atare am vrut de ce frumușic așa. Da, am uitat că n-am. Trebuie să mă duc într-o zi să-mi iau toate ce am nevoie, că multe îmi lipsesc în bucătărie pentru dulciuri. Dulciurile iubesc așa și tăvi bune, dar aceasta la mine e universală și o iubesc foarte mult, e foarte bună. Așa că mergem la cuptor, 200 de grade, vreo 25 de minute așa o las, să vedeau, sper să nu strice forma. N-am mai putut să mă odihnesc, că dacă mă duc, mai mult nu mă mai scol din pat. Acum o să facem crema și jeleul o să-l pun în amândouă odată. Am să pun laptele la fiert și îmi trebuie albuș de ou, nu albuș, gălbenuș, sorry, gălbenuș, zahăr, vanilie și lapte. Am uitat să pun o greutate și puțin s-a ridicat aluatul meu, dar așa l-am făcut cu furculița și poate o să fie tot ok. Mergem mai departe. Laptele l-am încălzit, dar nu l-am fiert. Aici jeleul tot. Am încălzit doar apa, dar n-a fiert. Și deja l-am mestecat bine, aproape gata. Îl lăsăm să răcească. Și mergem la crema fiartă. Punem gălbenușurile. N-am pus de la țară că nijele, așa și că din magazin tot mărg. Îți curăț bine. Gălbenușurile batem cu zahărul, pe urmă punem făină și pe urmă zahăr, vanilie. Sau eu pun și esență, adică deja la dorință. Și aici mi-a rămas și 6 albușuri și mă gândesc ce o să fac cu ele. Nijele să le arunc. Cred că am să fac ceva, niște bezele, ceva, că am deschis și rolul ăsta, nici nu știu să fac. Cred că nu se ies din bucătărie. Gălbenușul, zahărul și făină și cam așa s-o primit. Acum laptele, care l-am încălzit, nu l-am fiert.
punem câte puțin lapte. Asta o să o fac fără cameră, că nu o să primească acuș. Câte puțin punem și mestecăm bine. Am scos-o. Iată așa, tarta mea arată. Sper să-mi încap crema, dar am să o lăs în forma asta. N-am să o scot ca să nu curgă. O lăsăm. Și acum trebuie să stau aici să amestec. Mă ating că mi s-a prins puțin, nu la foc mare. Mă ating că l-am dat prea mare. Ups! Așa. Stăm așa, amestec, până începe a fierbe. După ce fierbe, lăsăm vreo 2-3 minute să fiarbă și pe urmă luăm de pe foc. Am finisat tarta, am pus crema, o las să răcească și pe urmă o să meargă la frigider. În frigider am pus geleu. Aici m-am apucat de compot, de pus la gheață. Acum trebuie să spăl și căpșunile pentru tarte și am făcut și bezele. Aici e zahăr cu albuș, era jele de albuș și la care a rămas. 6 albușuri au rămas deoparte și m-am spus că trebuie să fac ceva cu ele. Sunt obosită, dar trebuie să le fac. Puțin sare, puțin oțet, albuș, zahăr, pudră, le-am bătut așa bine. Iată, uitați-vă, cam așa trebuie să fie. Și aici am doar așa un... o formă sau cum se spune că și-am uitat, o seringă alimentară. Și aici am și culori, am zis să nu le fac albi, că nu-i frumos, copiii nu o să mănânce, așa că o să încerc ceva, niște ideea cu și o să văd, cred că am să pun pe marginea la pereț, o să pun trei acestea culori, roșu, verde și galben, și am să pun bezea și o să văd ce o să primească. Campuțelul meu fierbe, așa aici, aproape gata. Eu mi-am spălat tot la bucătărie, că era... pleacă dezastru. Căpșunele la bunica care le-am dus, le scot așa că ele erau prea cu pământ, le țin mai mult în apă rece, le mai scurg de 2-3 ori și le lăs să le mâncăm noi. Și aici care le-am cumpărat, le tai așa feliuță, trebuie să-mi cumpăr și un cuțit de ăsta mai subțirel ca să le tai mai subțiri. Pentru tarta mea, acuș văd ce fac... La noi spun cu coșei. Nu știu în România cum se spun. Iată așa, nu știu dacă se văd. Bezele. A, bezele, bezele, îmi cer scuză. Bezelele au și culori. Cu siringa mi era foarte greu. Trebuia să încarc la fiecare 2-3 bezele. Am luat un suculent simplu, care îl avem acasă, care ermetic se închide. L-am tăiat la colț, i-am pus chestia aia și am pus toată bezeaua înăuntru și gata. Și pe viitor o să-mi iau un sac, că seringa aceea este foarte mică, nu este pentru așa gen de prăjituri, dulciuri. Hai să scoatem tarta. Tarta trebuie să fie răcit. Ne-am ornamentat eu tarta, să putea și mai bine, dar sunt obosită și nu le-am tăiat prea subțiri. Geleul, uitați-vă, cam așa, dacă l-am pus într-o parte acolo unde era mai înghețat, așa că s-a prins puțin. Ar fi fost de dorit să prindă încă mai bine, dar e ok. Acuș îl pun cu lingura frumușel, cam așa, e bun, el, e bun. Nu-i chiar moale tare, așa că pot să-l pun și am să-l torn așa frumușel, atent. Și o să văd, totuși, mai timp că o să-l mai las puțin, să nu fac vreo dănânaie, că eu pot face așa ceva. Am lăsat geleu prea mult și s-a întărit. Așa că puțin nu o să iasă foarte, foarte super, că vedeți că nu-i limpede. Dar sper să iasă gustoasă măcar, sau la tăiat o să fie mai frumoasă. Așa că repejorul pun pe asta, care este. Iată și... bezelele mele sunt gata, super, le mai las puțin. Vreau să scot tarta, să o tai, să o gust. Geleul v-am spus că nu s-a primit bun, dar sper tarta să primească. Ah! Un coleg și avea să-l scăp. Da, dar nu e o problemă. Pur și simplu am vrut să vadă căpșunelele mai frumoase, dar nu-i pe asta. Iată așa arată desertul meu înăuntru. Sigur că trebuie să mai stai puțin în frigider, ca să fie mai întărit. E foarte ușor, adică nu e gras deloc. Crema e foarte bună. Este seara deja, copiii s-au culcat. Să vedem ce face Alex. Alex, noapte bună. Vise plăcute. Noapte bună. Noapte bună. Pe mâine, da?
Oh, 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 oh.